Un azil de bătrâni din Timiș a fost închis de autorități după ce s-a descoperit că oamenii erau ținuți acolo nespălați și în condiții inumane. Lenjeriile erau murdare, pereții mucegăiți, fără sală de mese și o singură baie. Trist este că oamenii care locuiau acolo și care plăteau chiar și 2000 de lei lunar sunt atât de bolnavi încât nici măcar nu și-au dat seama cât de gravă este situația. Cu toții au fost luați cu ambulanțele și mutați la spital. Vă avertizez că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. 11 bătrâni erau internați în azilul privat de la Libling, din județul Timiș. Într-o casă de tip vagon, unii dintre ei erau imobilizați la pat, alții sufereau de diverse afecțiuni. Niciunul nu a îndrăsnit însă vreodată să se vaite. Caldura tot am avut, am făcut șeful totdeauna dimineața, abuserăm căldură toată ziua, până când ne-am culcat. Mâncarea cum e? Mâncarea e destul. Mâncare bună. Totuși, în urma unui control OPC, s-a descoperit că mâncarea pentru acești bătrâni era gătită într-o bucătărie improvizată și că vasele se spălau într-un lighean. Inspectorii au găsit și excremente de șoareci, semn că rozătoarele erau peste tot. Pereți crăpați, tencuială căzută, pânză de păianjen peste tot și o singură baie la 11 persoane. Acestea sunt condițiile din azilul de bătrâni din comuna Libling. Cu toate acestea, cei care stau aici sunt mulțumiți, pentru că nu au alt loc unde să-și petreacă bătrânețile. Hrăniți sunt hrăniți bine, de schimbat sunt schimbați de 2-3 ori pe zi, spălat, mai mult de atât ce să fac? Adică chiar ce să fac? Toți cei 11 bătrâni au fost preluați cu autospecialele pompierilor și duși la spitalul din Deta. De dimineață ce l-ați dat să mănânce? Pâine cu pateu. Și la prânz pâine cu pariză. 15 bătrâni au fost consultați de un medic de pe ambulanță, 9 dintre ei au fost preluați de echipajele ISU și transportați la spitalul din Deta, unde vor fi supuși unor noi investigații clinice. Apoi, ei vor fi transferați la alte centre din județ. Cei doi bătrâni care au rămas aici nu și-au dat acordul pentru a fi transportați. Păi să nu vin înapoi? Sau ce fac? Haideți să vedem! Haideți cu mine! Vai, Doamne! Păi nu cumva să mă aduc de la oamenii ăștia fani. Azilul de la Libling a fost deschis anul trecut și nu avea autorizație de funcționare. Oricum, încă de luna trecută avea activitatea suspendată, în urma unui control DSP Timiș. Acum, azilul a fost închis, iar proprietarul urmează să fie amendat.